Bă, salut fraților și bine ați venit la un nou episod. Ați reușit peste 8000 de like-uri la ultimul clip retro, când am jucat un meci de FIFA din 1960. Și astăzi vom merge mai mult în timp, în 1930, și vom juca un meci de FIFA, dar de data asta nu în FIFA 17, ci direct în FIFA 23. Și dacă mai vreți asemenea episoade retro, haideți acolo cu mare like și cu butonul de subscribe. Suntem foarte, foarte aproape să reușim cei 190.000 de abonați. Așadar, toți cei care vă uitați, m-ar ajuta tare mult dacă ați apăsat pe butonul de abonare. Și o să vă învăț chiar acum cum să vă faceți setările și voi și să vă jucați un meci din acest an. Dar înainte să începem, voiam să vă anunț că pe eneba.com urmează Black Friday, cele mai bune prețuri de pe piață la peste 10.000 de jocuri. Găsiți jocuri pentru absolut orice platformă, Xbox, PC sau PlayStation, și dacă folosiți linkurile din descriere, beneficiați de o reducere suplimentară față de cea de pe site. Aveți suport 24/7, nu va exista nici cea mai mică problemă, și mai mult de atât, găsiți și coduri promoționale, tot la fel, pentru absolut orice platformă, 100% legit, așadar vă invit chiar acum să mergeți în descriere și să vă uitați la ei pe site. Luăm mingea asta nebună retro, fraților, să ne amintim de vremurile acelea și haideți să vă învăț ce setări trebuie să faceți pentru a juca un asemenea meci în FIFA 23. Prima dată, cel mai important, trebuie să mergeți la stadion și să alegeți cel mai mic stadion din FIFA 23 și unul dintre cele mai vechi stadioane totodată. Imediat, stați că l-am notat aici cum se numește, l-am notat și pe foaie, Longville Stadium. Gata, fraților, l-am găsit, acesta este. Stați să mut camera ca să-l vedeți și voi, uitați-l, acesta este stadionul. A doua setare pe care trebuie să o facem este să mergem la anotimp, punem iarnă și punem și noi 4:30 sau cât să punem. Hai să nu fie noapte, vreau să fie zi. Punem și noi așa, să fie day, să fie zi. Frumos acolo. Weather, punem rain. De ce punem rain? Ca să plouă foarte mult și terenul să fie nomolit, să fie foarte mult nămol, exact cum era și înainte. După aceea, stați că mi-am notat aici frumos. Trebuie să mergem la pitch type și să punem natural grass aici, lăsăm cum este. După, avem aici pitch pattern, unde trebuie să punem turf no lines, așa trebuie să punem aici. Iar aici trebuie să punem low, pitch wear low. Iar după pitch color îl punem așa la 1. Ok. Default. Și acum mingea, hai să vedem. Trebuie să găsim, asta e șmecher, pentru că avem, mamă, avem și toate mingile de la Cupa Mondială, ia uitați, Adidas, Jabulani, din fiecare an, dar trebuie să găsim mingea asta, pentru că cu asta se juca atunci. Hai să vedem, ceva retro trebuie să se numească, mă uit la poză mai mult. Ia să vedem dacă o găsim. Mingea din Superliga. Am că dă mai repede. Asta e, tată, ia uitați. O vedeți? Direct. Bun, acestea sunt primele setări. O să le mai verific eu o dată să văd că totul este ok. O să jucăm și cu camera pro, așa cum se vedea înainte, cum ar veni din spate. Mă rog, nu era spider cam atunci, dar așa o să se vadă în timpul meciului. Și mai mult de atât, trebuie să mai umblăm la visual. Aici trebuie să mergem, stați așa să vedem, net tension. Aici trebuie să dăm, stați că mi-am notat aici, lose. După aceea net shape, trebuie să dăm triangle și net, aici trebuie să dăm hexagon. Bun, acestea sunt toate setările pe care trebuie să le faceți și haideți să vedem, este prima dată când testez, vă zic sincer. Ideea e că din ce am observat eu și ce am văzut, prima dată terenul arată ok și după se transformă. Vom juca Manchester United versus Manchester City, Ronaldo și Haaland în trecut și uitați-vă cât de șmecher arată stadionul. Vreau să ne uităm împreună la stadion. Stați să pun camera jos aici, să vedem cum se vede stadionul prima dată. Deci așa se vede prima dată stadionul, uitați-l. Și o să vedeți cum o să se vadă după primele 20 de minute, cam așa. Oricum, terenul ăsta, eu sunt 100% convins că puțin știați de el, mai ales că îl găsiți și în modul carieră. Puteți să vă jucați și la carieră pe el. Asta e super, super tare.
Și uitați mingea asta retro frumos acolo. Bun, deci să plouă cât mai mult ca să avem terenul nasol rău de tot. Sper că joacă Ronaldo, nu? E prima dată când văd prezentarea asta așa. În FIFA arată prea bine. Stați că vreau să văd dacă e Ronaldo, fraților, că dau restart meci. Nu e Ronaldo? Mamă, nu e Ronaldo, fraților, fiți atenți. Nu e Ronaldo, trebuie să-l băgăm neapărat pe Ronaldo. Ce s-a întâmplat? Deci e o casă în spate, voi vedeți? E o casă cu geamuri, ca la voluntari. Deci nu pot să cred, seamănă mult cu terenul de la voluntari. Uitați cum arată casa aia în spate. Putem să spargem geam. Tare rău. Hai că vreau să văd când se strică terenul. Chiar sunt curios cum o să arate. Deci vreau să vă uitați cum arată terenul acum. Și o să facem așa, before and after. După câteva minute de joc, probabil, nu știu, 30, 40, 50, nu știu, spre final în orice caz, să vedeți cum o să arate după, fix ca un teren din ăla vechi, că asta e șmecheria. Oricum l-am băgat pe Harry Maguire, uitați-l, fiți atenți ce sprind are Maguire. 1. Mamă, uitați-vă cât de șmecher arată spatele acolo, cu ambulanța frumos, cu un parc, cu bănci. E mișto rău camera asta, nu lungul. Mamă, ce ratare, frumos. Haaland, nu. Bine de her. Am băgat și pe Ronaldo, chiar dacă pleacă de la United. Dar vreau să vedeți așa terenul, cum arată, cât de șmecher. Și vreau să vedeți după aceea cum o să jucăm noi așa în mocirlă. Ok, fraților, și sper că sunteți pregătiți, deoarece este minutul 70. Și haideți să vedeți cum arată terenul ca un adevărat teren din 1930. Deci arată mult mai urât ca cel data trecută, din 1960. Deci uitați-vă și voi cum poate să arate terenul ăsta. Mai poate luăm și gol. Deci nu-mi vine să cred cum arată, n-am văzut în viața mea, în niciun FIFA, un teren să arată așa. Mama, am luat și gol direct, de la Haaland. Haaland înscrie pe o asemenea mocirlă. Și ce gol, stați să văd, chiar sunt curios dacă se vede și la reloare. A, de fapt peste tot se vede, uitați-vă și voi, din orice, uitați-vă cum arată terenul. Bă, uitați-vă și voi cum arată terenul, nu-mi vine să cred. Vă dați seama de hei acum să o apere cu o asemenea mocirlă. Hai să vedem. Bruno Fernandes. Nu prea se mai înțelege el cu Ronaldo, dar ar trebui să fie prieten meciul ăsta. Poate dăm și noi un gol. Ronaldo. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Și bara lui Ronaldo. Incredibil. Bara Ronaldo, fraților. Aolo. Hai să vedem, bine, hai Ronaldo, nu te mai precipiți de data asta. Bine Ronaldo. Cristiano puternic. Fault. Mamă, hai să vedem cum arată o lovitură liberă și cum arată terenul acum. Chiar o să fie tare. Mamă, cum arată Cristiano. Cercăm un acolo frumos. Ia uite cum s-a pus ăla. Hai Ronaldo, pe poartă măcar. Pe lângă poartă, direct în geamurile alea, dar Anthony cu viteza lui. Anthony, uitați-vă cum se face terenul, vedeți când aleargă. E ciudat să joci pe camera asta, dar mi se pare diferit, zici că nici nu joc FIFA. Pă bune. Ronaldo. Cristiano. Pasă pentru Sancho, dar prea încet. Uitați și când trece mingea, vedeți cum rămâne. Parcă zona asta e puțin mai bună, să zic. O, nu, Haaland. Mamă, 2-0. Știți, când eram mici și primeam goluri, dădeam așa pauză, settings, select sides și treceam în partea asta. Trebuie să fii și șmecher puțin la FIFA. Mamă, și te-a schimbat camera complet. Cum ar fi să dau gol acum cu Haaland? Pentru că vreau să jucăm și la penaltiuri, să vedem cum se vede. Oulu, ce teren. Mamă, Ronaldo, și ce gol marchează Cristiano. Deci să vă dați seama, n-a marcat niciun gol meciul ăsta, numai calculatorul a dat. Da, măcar vreau să fie egal într-un final. Mamă, uitați-vă cum se vede, nu vine să cred cum e terenul ăsta. Frumos, Lobu. Hai mă, dau și eu un gol totuși astăzi. Hai, Haaland, ia-i la mână, 1. 2, Haaland. Erling Haaland. Haaland. Scoate de Hea. Mamă, cât de fain să vede animația lui Haaland. Și la corner. Haaland. Recuperează Haaland. Erling Haaland. Apără de Hea. Aolo, Ronaldo.
Lovitură liberă, fiți atenți. Ia să vedem. Dă gol. Mamă, cât de frumos a văzut ăsta, nu vine să cred. Cât de frumos a văzut golul ăsta. 2-2 marchează Eriksen. Prea frumos, vreau să văd și reluarea. Deci jucătorii joacă mai bine pe teren ăsta, accidentat. Mamă, ce lovitură liberă, băieți. Prea frumoasă lovitura asta, serios. Frumoasă rău de tot. Hai mă, dăm un gol cu Haaland. Hai Haaland, ia-i la mână, cum tu știi, tată. Hai Haaland, ia-i la mână. Ideea e că nu-mi dau seama dacă influențează suprafața de joc mingea. Pentru că uitați-vă și voi la cum arată terenul. Ar trebui ca pasele să nu se mai ducă la fel. Și am impresia că totuși mingea sare mai mult decât de obicei. Dacă sunteți și voi atenți, observați. Uitați, vedeți? Uitați, ați văzut? Nu-mi dau seama dacă e de la modelul mingii. Mamă, Haaland aici. S-a părut fault un pic. Corner. Da. Mamă, cât de tare și unghiul ăsta. KDB. Spinge Sancho. Harry Maguire. Ronaldo, minut 80. Scapă Sancho. Foarte bine la port. Hai Haaland, nu vreau să treacă. Chiar să încercați și voi să jucați cu camera asta, să vedeți ce fani. Cei care jucați pro, bănuiesc așa se vede, nu? Cred. Așa se numește camera pro. Haide mă, o luăm ușor de aici. O luăm ușor de aici. Frumos. Hai, nu se trece pe acolo. Aoleu. Pericol, select sides, select sides din nou. Haide mă să ne știu un gol. KDB, du-te Haaland. Du-te Haaland. Mamă, cât de frumos Foden. Intrare până la alunecare. Bine. Deja nu mai pot juca, vă zic sincer. Se mișcă foarte greu jucătorii. Și 100% e din cauza terenului. Mamă, uitați-vă intrări până la alunecare și ce urme las în spate. Vai de capul meu. Haide mă, șansa noastră. Du-te Haaland. Uite mă ce a venit intrat în spate. Ce șut, Rodri. Bă, știți ce vreau să fac? Să văd dacă pot să o dau peste stadion. Dar să văd dacă pot să o recuperez prima dată. Și o să încerc să dau pe ala maxim, să dau peste stadion. A, mă, nu pot să recuperez. Bravo. Hai, și acum ala maxim. Nu, dă-mă peste stadion. O dă așa ca centrare în tribună. Credeam că o dă peste stadion, ar fi fost fun. Ăștia joacă aici, unde e terenul mai bun, vedeți? Aulu. Bine, Ederson. Și acum o să vadă mișto. Exact, uitați căsuța acolo în spate. Cât de tare. Nu, bravo Ederson. Dă-o de acolo, dă-o. Select size din nou că vreau să joc cu United la penaltiuri. Maguire. Harry Maguire. Bine, joacă înapoi Harry. Minutul 88. Trebuie să mai rezistăm un pic. Mamă, șutul Rashford, ce șut. Ah, mi-a venit o idee. Că în partea asta avem casa. Să dau un power shot la maxim cu casa. Aoleu, să nu luăm gol. Că s-au enervat ăștia, ăștia sunt nervoși, fraților. Nu vă puneți cu... Mamă, nu mai văd. Și acum power shot. Uite mă că a dat, bă, a dat. Uitați-vă unde s-a dus mingea. Ați văzut? Direct în parc acolo, în spate. Cât de tare. Mamă, unde s-a dus? Peste casă, direct. Aoleu, nu, nu, nu luăm gol. Mamă, mamă, viteza lui Cancelo. Ieși. Nimic, boss. Nu vreau să nu am gol. Dă-i, 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 dă-i. Bine. Bine.
Ce frumoasă pas asta. Mama, am dat gol, mâncați-și gura ta. Am dat gol cu Rashford. Și în ce minut? Trebuie să dau repede autogol. Mamă, mai strică și mai rău terenul, băieți. Uitați-vă la ei. S-au îmbulzit toți acolo, strică și mai rău terenul. Mamă, cât de tare. Bă, deci mi-a plăcut maxim modul ăsta, serios. Să-l încercați și voi, că e tare rău. Și ce gol de Rashford aici. Cu stângul direct. Bum. Autogol, autogol direct. Haide mă, dați-mi gol. Că am și portarul. Hai, Haaland. Ia uite, băi, poartă goală și nu dă gol. Băi, poartă goală și nu dau gol ăștia. Așa, mă, Haaland, bravo. Haaland 3-3. Bine, Erling. Gata, fraților. Haideți la penaltiuri. Hai, tată. Mi-a scos-o, bă. Bă, ce stau aia de vorbă în spate? Uitați-vă la ei în stânga. Mamă, scăriță. S-au întors cu spatele, băi. Îi vedeți? Uitați-vă la aia doi din partea aia. Se întorc cu spatele. Haide, mă, pe asta nu mai scoți. Așa. Deci sunt fan City, pentru că uite, la City stau cu fața și la United se întorc cu spatele. Mamă, ce bine bat ăștia de la City. Mai în dreapta, da. Bine, Sancho. Haaland. Bine, mă, a ratat. Harry. Harry, nu ratezi. Nu ratează Harry. Gol Harry Maguire. Și acum dacă o apărăm, suntem boși. Mamă, ce gol a dat Foden. Frumos. Schimbăm colțul. Bravo, mă, Eriksen. Deci dacă am apărat-o, am câștigat. În dreapta de. În dreapta, mă, am zis. Apărăm și câștigăm meciul legendar aici frumos din anul 1930. Prea frumos cu băieții noștri. Între timp a ieșit și Ronaldo acolo. Acum le dăm voi să strice terenul cât vor. Și așa ați văzut și voi. Deci incredibilă diferența între cum arăta la început terenul și cum arată din minutul 70. Fabulos. Și cu mingea asta retro aici frumos. Ia uitați-vă. Cât de fain arată acolo. Forță mondială. Ratarea lui Ronaldo, ia să vedem ce ratarea lui Ronaldo. A, lovitura liberă. Lovitura liberă cu Ronaldo. Ia, mamă, sunt curios cum se vede terenul mai de aproape. Deci uitați-vă cât de șmecher se vede, ia uitați. Cât de frumos e cadrul ăsta cu terenul făcut varză și lovitura liberă a lui Ronaldo. Nu știu dacă a fost bară sau nu. Oricum, prea frumos, prea frumos, mi-a plăcut maxim. Fraților, dacă v-a plăcut și vouă acest episod, haideți cu butonul de like acolo și cu butonul de subscribe. Până data viitoare, ca de obicei am fost Tudor și v-am pupat. Pa, pa!